Telefonia fixă pierde tot mai mult din popularitate. Numărul abonaților în țara noastră a scăzut timp de un an cu peste 130.000. Acest lucru reflectă o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor. În mediul urban, aceștia preferă mai mult smartphone-urile, în timp ce în sate, deși mulți locuitori dețin telefoane mobile, se bazează în continuare pe telefonia fixă. Alo? Da, vreau să procur vreo 2 kg de brânză de vacă. Valentina Oprea are 73 de ani și locuiește în satul Gălești din raionul Strășeni. Femeia folosește telefonul fix de aproape 30 de ani. Cu toate că are telefon mobil, ea spune că este mai comod să utilizeze telefonia fixă. În sat, ca să conversăm, apoi de multe ori trebuie telefonul fix. Nu toți. Generația asta noastră s-a folosit mai mult de fix. Vă spun, când am disonat la cineva în sat, eu știu numărul pe fix. Pe mobil, la mulți nu știu, dar dacă fix, de-am știu că am cărțică, mă uit repede. Și soțul femeii, Nicolae, spune că totuși este mai ușor să utilizeze telefonul fix pentru conversații. Din primele când s-a tras linia asta de telefoane, noi ne-am inclus că eu lucram acolo în Zabgar și trebuie numai decât să am telefon. Lidia Țurcanu are în casă 2 telefoane. Femeia spune că nu renunță la ele, pentru că așa este mai simplu să ia legătura cu sătenii. Mă folosesc tot timpul, e că dar mulți chiar îi sună pe fix. Și mobilul am ușa-l până până la urmă, prin grădină, la păzări, la și îndată pe scadă jos. Unii și unii era câte un telefon prin sat. Și un om mai de la deal avea număr telefon și eu am vorbit și m-am cudâns și eram 2 pe un număr. Și apoi, pe urmă, de-am tot apărut numere și ne-am dat de mulți ani. De mulți ani mă folosesc cu dânsul. Am întrebat și alți localnici din Strășeni dacă utilizează telefonul fix. În mare parte ne-au spus că au renunțat la el, întrucât toți au telefon mobil. Nici nu știu când ultima dată m-am folosit de telefonul fix. Telefonul fix deja este de domeniul trecutului. Ultimii ani, telefonul mobil. Avem internet, avem acces la toate informațiile. Ne folosim de fix, dar mă înscur foarte rar. Foarte rar. Avem o soră și un frate care mai folosește, dar este mobilul, nici televizor acum nu-l privim. Și n-am cum să-i sun pe fix, pentru că toți au mobile și dacă sunt pe fix, nu-l găsesc pe om acasă. Banul e acasă și este nevoie, adică și-am renunțat la telefonul. De mult ați renunțat? De vreo 3 ani de acum. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației, în trimestrul 2 al acestui an, numărul de abonați la telefonie fixă era de peste 680.000 de persoane. Numărul acestora în perioada respectivă a anului trecut era de peste 811.000.